Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție Națiunea Stelistă. E o ediție specială, cred că spun de fiecare dată lucrul ăsta, dar acum chiar e o ediție specială. Pentru că alături de mine, în studio, într-un cadru nou, pentru că noi suntem o emisiune cu posibilități și putem să schimbăm studioul la fiecare ediție, într-un cadru nou, așadar, și într-o ipostază în care nu ne-am mai aflat până acum, suntem eu, subsemnatul, cu ăsta în mână, și Atanas Strică, atacantul Stelei, cel care a venit fericit la emisiune, pentru că, după cum probabil știți, ieri dimineață, în Ghencea, a marcat golul de 3-0 în victoria Stelei cu cei de la Baia Mare. E foarte concentrat aici, pentru că noi am început deja să ne jucăm. Am spus că trebuie să o facem și pe asta, așa că am apelat la prietenii noștri de la AS47, care au făcut rost de una bucată PlayStation 5, cred, și de jocul FIFA 23. Și Atanas, care tocmai mi-a spus că el joacă în fiecare zi FIFA, va juca cu mine, eu care joc, hai să spunem, de două ori pe an, deși cred că în ultimii doi ani n-am jucat deloc. Dar chiar și așa, sunt convins că nu o să mă fac de râs. Poate în primele meciuri, dar după aia o să schimb eu un pic regulile, pentru că se joacă la mine acasă și, evident, cine e gazdă face regulile. Mi-au dat băieții și un tricou, dacă tot au venit cu PlayStation, au zis că nu e o emisiune în care să stau cu cămașă și mi-au adus un tricou ăsta cu Națiunea Stelistă. Am făcut o introducere prea lungă. Salut, bine ai venit. Ce faci, cum ești? Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Sunt bine, da. După meciul de ieri a fost o victorie foarte frumoasă și sunt foarte fericit pentru acea victorie și pentru golul marcat. Te-ai bucurat, bine, evident că te-ai bucurat la gol, dar mi s-a părut că ai avut așa un moment din ăsta de descătușare, de aveai nevoie de gol. Da, bineînțeles, chiar a fost un moment de descătușare. Am fost foarte fericit pe moment. Da, că pe orice atacant e important să marchezi și ieri a venit la pachet cu o victorie foarte frumoasă. Felicitări pentru asta. Apropo, că nu trebuie să uit, mi-a atras lumea atenția, deși am observat și toată lumea a văzut lucrul ăsta. Finalizare de vârf, sânge rece, dar și pasa pe care ai primit-o excelentă. Da, pasa debutantului, nu, Matei. Când a intrat în teren el, chiar am fost foarte fericit, pentru că am simțit prin el ce am simțit și eu atunci când am debutat în Liga 1 și în Liga 2 și am fost foarte fericit pentru el. Puș bun de viitor? L-ai mai văzut? Ai mai luat contact cu el în afară de acum ultima perioadă? N-ai mai luat contact cu el? Nu ne cunoșteam sau ceva. Acum la antrenament, când a luat Daniel la antrenamente, acum am început să ne cunoaștem și noi ușor, ușor. Bun! Haideți să nu tragem de timp. Noi vom vorbi și despre altele în timpul emisiunii. Au făcut colegii noștri niște ștouri masive aici și veți vedea pe ecran, o să ne vedeți ca pe mari streamer de pe Twitch. Iată. Noi începusem un joc aici, l-am lăsat pe Atanas să dea câteva goluri ca să creadă că e mai bun decât mine. Motiv pentru care hai să începem ceva de la zero. E 5-0, v-am spus. Nu vă luați că nu e 5-0. Pe bune, a fost o încălzire. Eu eram ocupat cu altele. Eu trebuie să fac lucrurile astea sau poți să le faci? Poți să fac și eu. Fă tu lucrurile astea până schimb eu subiectul. Da, vă așteptăm cu întrebări pe live-urile și de pe Facebook și de pe YouTube. Ia nu știu să mi le spună, pentru că nu mai am laptopul în față. O să mi le transmită și eu îi le adresez lui. Păi, tot cu ăștia jucăm? Îi dăm așa. Înțeles. Hai să-i dăm așa, bine. Și o să încep un meci. Eu sunt Barcelona, bineînțeles, tiki-taka. Stai să dau pe ultra-defensiv. Mi-a scris cineva pe Facebook, lumea mi-a dat sfaturi și au spus ca să ai vreo șansă, trebuie să dai pe ultra-defensiv, să tragi foarte mult de timp și au mai folosit niște termeni pe care nu-i cunosc. Cât de des joci FIFA? Zile și oamenilor, ca să... Păi, cam în fiecare zi, să zic așa. Am unele zile, într-adevăr, în care nu mă joc, pentru că sunt ocupat cu antrenamentele și mai mult cantonamentele, okay. Dar sunt unele cantonamente în care mai luăm și PlayStation-ul la noi. Și cu băiatul, nu? E foarte greu cine joacă FIFA de obicei. Înțelege lucrurile astea, e foarte greu să-mi cenzurez limbajul. Nu că aș fi neapărat un vorbitor de rele, dar știți cum e. Adică nu pot să sparg ăsta pentru că nu e al meu, televizorul nu e al meu, nu pot să-l sparg.
și nici nu pot să vorbesc urât, așa că o să scot onomatopee. Cine mai joacă bine de la Steaua FIFA? Sunt câțiva băieți care joacă chiar bine, Drăghici, am înțeles că e cel mai bun, încă n-am apucat să jucăm un meci, dar sunt câțiva, și Dincă joacă bine și Justin. E ok Justin, nu e chiar cel mai bun, dar e ok și el. Până acum mi-ai spus doar tineri, bătrânii? Bătrânii dacă îmi spui că Bărbulescu joacă bine FIFA, plec în momentul ăsta din emisiune. Nu, Vali încă nu s-a arătat la joc, dar a mai jucat. Ți-am spus și Mihăiescu a mai jucat, am să mai băgat și Mihăiescu, da. Mihăiescu, pentru cine nu știe, a fost votat cel mai bun jucător al meciului de suporteri Stelei în partida recent încheiată. E foarte greu că nu m-am concentrat niciodată la două lucruri. Am început cu din asta. Spectacol. Și am și accidentare, Dembele. E accidentat? Da. Bun. Oricum îl scoate, încă nu e bun. Va intra Rafinha. Da, spuneam că Mihăiescu a fost votat de suporterii Stelei omul meciului în victoria cu cei de la Baia Mare. Lumea deja a început să discute pe aici. O să-ți mai adresez, că nu o să-mi spună Ianu, și o să-ți mai adresez și întrebările pe care le-au pus oamenii. Deci spui că Drăghici ar fi, la nivel declarativ, se vorbește despre Drăghici ca fiind cel mai bun, dar nu știi că n-ai jucat cu el. Da, nu, n-am jucat încă unul contra unul, dar avem tot timpul din lume să jucăm un meci. Bun, deci de acum încolo o să știu pentru următoarele emisiuni să-l chem și pe Drăghici, provoci, da. După ce te bat pe tine. Da. Unde Ianuș îmi transmite că se pariază masiv pe over 5,5 goluri în acest meci, probabil pe între cei care ne urmăresc, dar eu le voi strica planurile pentru că am ultra de vieș. Și e penalti. Nu e penalti. Ultra defensiva Barcelonei. E foarte greu. Încep să apreciez mai mult ce fac oamenii ăia pe platforme, pe Twitch, care joacă FIFA, joacă și, bine, da. Și mai stau și vorbesc, da, și nu vorbesc prost. Adică... Da, da. Si! Lewandowski! Si! Si! Trebuie periculos și eu, nu? Băi, nu mă lași. Nu, no, nu, nu, nu fac. Lumea ia în serios toată. Bine, nici n-aș vrea să fiu umilit. Da, nu-ți imagina că până la finalul emisiunii o să joci de prea multe ori cu City. 3. Oh, da, eu o să mă bazez foarte mult pe producătorii emisiunii, pe Mihai Anoșii, și el e responsabil să-mi transmită întrebările oamenilor. Și ci că întrebarea dificilă vine din prima. Deși am văzut un interviu cu tine în care ai vorbit despre lucrul ăsta, dar o să te întreb și eu. E vreun... Mamă, ce port! No. Ai vreun plan legat de sezonul următor? Știu că nu depinde, sau bănuiesc că nu depinde doar de tine. Sunt foarte multe discuții. În mod normal, tu trebuie să te întorci la clubul de care aparții. Da, cum ai spus, să nu depinde în totalitate de mine. Dar în fotbal nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Și dacă aș putea rămâne chiar și la Steaua încă un an, nu se știe niciodată, cum am spus. Dar nu depinde de mine, nu depinde de mine toate lucrurile. Am auzit o declarație interesantă a lui Daniel Oprița legată de tine și de progresul pe care l-ai făcut. Tu trage mai tare! Cât costă Ianuș un control dacă îl sparg? Să știu să dau băieților. 350 de lei. Hai să nu-l sparg atunci. Mai bine să nu-l sparg. Da, am auzit o declarație a lui Daniel Oprița care lăuda progresul pe care l-ai făcut. Și sigur, fără să fiu antrenor și fără să am priceperea pe care o au antrenorii, ușor. Uite, eu am observat în meciul cu Baia Mare duelurile pe care le-ai câștigat la cap și faptul că nu a fost nimic haotic, adică toate devierile pe care le-ai cu adresă, pe care le-ai, exact, cu adresă. Ai lucrat la treaba asta, să înțeleg? Scuză-mă, între timp eu joc tiki-taka aici și nu mai atingi mingea de... Până
am vrut să centrez. Până să luăm vacanță, am făcut și eu o autoanaliză la ce am făcut eu până acum pentru acest club. Și nu pot spune că am fost în totalitate mulțumit de mine. În perioada de vacanță am încercat să iau lucrurile pas cu pas, să mă gândesc. Și acum, de când am început antrenamentele și meciurile amicale și cele oficiale, așa, am început să pun în practică tot ce am gândit în perioada de pregătire. Și văd că lucrurile dau roade, așa. Sper să o țin pe același drum. Eu am avut mereu o curiozitate, neapărat în cazul tău, în cazul jucătorilor care vin din familii cu pedigree în fotbal. Penalti, nu? Nu. O să fie penalti, avem arbitri, tot. Normal. Cât de mult eviți sau nu să vorbești cu tatăl tău despre fotbal, dar nu în general despre fotbal, nu despre Barcelona City și ce a făcut Manchester United ieri, ci despre jocul tău la echipa la care ești și despre ce se întâmplă în Liga a doua. Vorbești lucruri de genul ăsta sau încerci să eviți să faci lucrul ăsta? Să zic sincer, așa, noi numai despre asta vorbim. Numai despre asta vorbiți? Da, numai despre asta vorbim. Și e bine sau, adică e inițiativa ta sau inițiativa lui? E inițiativa din partea amândurora, da, pentru că mai întreb și eu, mai cer sfaturi, bineînțeles că, dar ar fi culmea să nu-i cer. Normal. Și el îmi spune ce fac bine, ce nu fac bine și încerc să mă îmbunătățesc din ce în ce mai mult. E subiectiv? Adică îl vezi că ține cu tine sau chiar te critică? Nu, în unele lucruri, ca zic așa, când e de bravo, e de bravo, când trebuie să faci mai mult, trebuie să faci mai mult. Întotdeauna mai deci ai încredere că nu te ține în puf? Nu, clar nu. Da. Eu ies cu mingea la picior din careu pentru că sunt un jucător foarte tehnic, iamă, și unul la mână și doi la mână, este doar 2-0 la pauză și încep să-l bănuiesc pe Atanas că mă lasă. Nu mă lași? Bine. Bun. Îmi spunea anul și mai devreme că te întreba Cosmin pe chat aici, pe YouTube, cred, cât de mult ar conta într-o decizie de genul ăsta. Bine, întrebarea e oarecum retorică. Calculele legate de promovare, cât de mult ar conta, nu știu, decizia ta de a continua încă un sezon la Steaua. Bănuiesc că în cazul în care se va putea obține promovarea, bănuiesc că ar fi cu atât mai bine, exact, cum ai spus și tu, dar și în Liga a doua este o ligă în care te poți scăli pentru prima ligă, în care te poți pregăti mult mai bine și mai ales că este acest club care nu mai are nevoie de nicio prezentare și pe acest suporter minunat pe care am văzut și ieri și în toate meciurile de până acum. Da, din punctul ăsta de vedere ai fost și un pic răsfățat, pentru că, sigur, acum noi suntem aici la o emisiune. Atenție! Atenție! Nu se trece, Fane Iovan! Cu pasă nu stau eu prea bine. Tu ai fost și răsfățat, pentru că spuneam că, sigur, suntem la o emisiune despre Steaua, a suporterilor Stelei despre Steaua, dar tu aparții de un club care, la fel, beneficiază de suportul suporterilor, ca să spun așa, și tu practic doar așa ai jucat până acum. Ai jucat. Da, cum ai spus, am jucat mai la cluburi cu suporteri, dar ce să zic, așa e mai bine până la urmă. Da, asta e frumos, fotbalul pentru suporteri și consider că așa e cel mai bine. Așa este. Trece timpul foarte greu. Nu, nu, nu. Gol. Bernardo. 3-0. E bine. Lumea vă că râde foarte mult de mine aici. Dar e ok, așa învățăm. Bine, știți care e faza? Adică, sigur, nu spun că aș fi avut vreo șansă, dar eu nici nu am antrenament pentru că nu sunt un jucător serios. Și nu m-am pregătit absolut deloc. Nu e ușor nici să vorbești și nici să joci. E foarte greu, că sunt convins că și ție ți-e așa. Da, da, da. Auzi, care este, din ce ai văzut până acum pe teren, în Liga a doua, care ți s-a părut cel mai bun adversar, cea mai bună echipă, nu jucător? Au fost multe, multe echipe. Au fost și Dinamo, când am jucat pe arenă, care au făcut, s-au autodepășit, să zic așa. Ok, da. Incredibil. Nici Oțelul n-a jucat rău când a venit la noi acasă. Sunt multe, multe echipe și chiar n-a s-a întărit. Da. E o luptă destul de strânsă acolo sus. Sunt convins că știi, Dinamo e la mâna ei pentru
accederea în, în play-off. Dacă vor intra în play-off, asta înseamnă două Steaua Dinamo, unul în Ghencea, atenție, tackling. Și unul, vedem și unul pe se joacă. Arcul de... Ce să sar la cap cu Haaland? A sărit la cap cu Haaland. Cine a sărit? Jordi Alba? Cine naiba a sărit? Are un metru. Da, am zis naiba. Naiba e ok, Ianoși? Merge. E perfect. E regulamentar. Merge, da. Da, două Steaua Dinamo. Adică nu e chiar cel mai rău mod în care să-ți petreci primăvara fotbalistică. Și eu acum sincer să fiu, pentru că știi cum e. Dacă ești stelist, nu dorești neapărat binele lui Dinamo. Dar eu sunt acum într-o situație ciudată. De ce am făcut eu lucrul ăsta? Eu nu știu dacă să țin, mă rog, nu să țin cu Dinamo, nu o să pot ține cu Dinamo vreodată, dar dacă să-i doresc lui Dinamo să rezolve, să bată Timișoara și să intre în play-off pentru a juca cele două meciuri cu Steaua sau nu, îmi rămâne să mă mai gândesc până duminică. Voi mai aveți un meci la Ripensia, care în teorie pare un meci ușor. Da, dar... Dar o să-mi spui povestea aia, că nu că e niciun meci ușor. Da, pentru că, sincer să fiu, așa am crezut și eu de când eram așa. La Craiova, am uitat la meciurile de la Liga a doua și mă gândeam, păi joacă Steaua cu, nu știu să zic, Unirea Constanța, așa. Ce meci ușor, nu știu ce, dar de când... Nu e chiar așa. Da, nu e chiar așa, fiecare meci e greu în felul lui. Suporteri? Adică, sigur, tu acum joci la Steaua... Ai parte de suportul suporterilor, îmi place foarte mult asta, o să o repet, suportul suporterilor. La Craiova la fel, dar asta nu ești iubitor de fotbal, poți să apreciezi și suporterii altor echipe. Prin Liga a doua, din ce ai văzut acum, unde ți-a plăcut atmosfera? Hai să zicem atmosfera pe stadion. Păi, na, e normal să zic Dinamo, că na. Că fost, așa a fost, da, corect. Așa a fost și au fost cam cei mai mulți la stadion. Da. Dar am văzut și Oțelul Galați când joacă, frumos, corect, joacă la ei acasă acolo. Nu prea m-am mai surprins așa altele. Sau poate nu-mi vine acum în minte ceva. Nu pot să cred! La Stepea! S-au contat la școală, nu? Stai de capul meu! Hai mă, fugiți! Nu-i nimic, este Ter Stegen! Hai mă! Înalt. A fost. Doamne arbitru, ce s-a întâmplat? Ia! Ei! Dacă și la asta dăm penaltiuri. Ascunde adevărul, că dacă n-ascunzeam o șansă mare să-l apăr. Da, hai că bate. Ai scris și jucătorul tu. Nu l-ai schimbat. Ce vorbești, mă? Cât e? 6? 5. A, 5 e bine. Cât s-a pus Ianu și s-a pus over 5? Mai trebuie să mai dau unul. Trebuie să mai dau unul cu 81. Ia să vezi cum nu mai dă niciunul, că eu voi trage de timp în mod... În mod masiv. Mamă, nu mai are vână în el. Săniuța! Hai, Phil. Săniuța și nu aia de băut. Să le iasă biletul. Nu, ok. Nu, bineînțeles, Piqué, care între timp s-a și retras, dar noi nu avem update-ul, se pare. M-a informat tata noastră, eu nu știam cum funcționează lucrurile. Hai, tată, cine ești? Depay, tu ai viteză, Depay, lasă-te pe ea. Nu acolo, Lewandowski, nu acolo! Bravo, bravo. Am văzut că... Când ai vorbit despre opriția, ai spus Daniel, are o relație așa apropiată cu voi? Da, el așa ne-a spus să-i spunem, dar știi, vorbeam și cu Justin Răducan. Noi nu putem să-i spunem Daniel, mi-e foarte greu să-i spun Daniel, în fine, de fiecare să-i zic domn profesor și când îi zic domn profesor, fac colegii mișto de mine. Ah, ok. Da, și am decis că asta e, dacă trebuie să-i spun cum îi place, nu? Ce se întâmplă? Stai liniștit. Nu! 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 Nu se poate! Am ajuns să mă bucur că nu iau 6. Cum se dă tare în ea, dă tata tare în ea, Ter Stegen. Să treacă timpul. Să nu le iasă băieților pronosticul. Mai sunt și alte meciuri. Luați celelalte. Stai liniștit că nu mai joci cu City. Hai să alegem echipe frumoase acum.
chiar Ianu, și să îi punem pe oameni, eu mi-aleg singur echipa, să zică oamenii aici la comentarii cu ce echipă să joace Atanas, da? Îi dăm end match, îi dăm ok. Da. Eu sunt player 2. Cuz I don't give a fuck what you say. Yeah, I'm gonna do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see? I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet mentally. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Vedea mare măcel, estimez un 3-0. Eu am închis să văd ce zice. Pentru lumea. Tine? 3-0 pentru mine, da. Bine, da. Ah. Nu crezi că o să fie așa. Vedem. Fii atent la Neymar și la băieții noștri care fac pressing agresiv. Kylian, atenție. Hai mă, Kylian cu Cheroni, nu e rău. Kylian cu Cheroni. Și imagina Cheroni vreodată. Ma. Deci cred că nici Cheroni când joacă, nu joacă cu el la Botoșan, se schimbă. Sper că nici prieten cu Cheroni. Nu. Merg la 0-0, nu la 0-0. Nu cred. Mihai... Ce? Nu am făcut nimic. Mihai Roman. Cum să iau bătaie cu Paris Saint-Germain? Auzi, că Atanas bate cu 3-1. Mersi frumos. Cu 5-0. Băi, dar puțină încredere în mine. Băieți, că dăm drumul acum la mașinăria de fotbal franțuzească, alimentată din petrol din Qatar. Hai mă, de trau parte. La mondiale cu cine ținem? Cu Argentina. Da, nu. Sunt fan Messi de când eram mic. De obicei, cei de vârsta ta sunt fan Ronaldo. Nu știu, m-a atras mai mult Messi și Barcelona, evident. A, deci, și n-ai fost cu Realul? Nu. Cu Barcelona toată viața mea. Și plângeam la meciuri pentru ei. A, tu l-ai prins, mă rog, l-ai prins sigur, dar dacă l-ai prins conștient, matur fiind, pe măi! E greu să dau la poartă, că e mai bine la mine. Pe Ronaldinho la Barcelona? Nu, l-am prins. Nu l-ai prins? Conștient, așa. Doamne, nu l-am prins. Doamne, cât de bătrân sunt. Când a jucat, când a plecat Ianu și Ronaldinho de la Barcelona? Messi. L-am prins doar într-un amical, când a jucat Barcelona cu AC Milan, un amical. Pe Camp Nou. Uf. Aia a fost perioada care m-a făcut pe mine să... Nu că să țin cu Barcelona, nu țin cu Barcelona, dar să urmăresc mai cu atenție. Și am rămas, na, că după aia, după Ronaldinho, a venit Messi la putere și lucrurile au rămas la fel de frumoase. Și ăsta e motiv. Ieși! Gigi! Două goluri trase la Indigo. Unu pauză, unu la victorie. Acum lumea vorbește acolo la comentarii. Se uită toți pe Wikipedia să vadă în ce an ești născut, nu l-ai prins pe... Păi, ai 18 ani, nu? Da, 2004. În 2008 a plecat? Deci n-avea cum să... Da. N-avea cum să... Cum în 2008, Ianu, și ce ai luat-o razna? Cum să pleci în 2008? Faci pressing. Măcar să alerg. Drumul la mașinărie de fotbal. Leo.
Dăm drumul la mașinărie. Ce este mașinărie, că m-a deposedat Mihai Romanu. Nu, mi-a mai lat. Mai lat. Mai rău. Mai lat l-a deposedat pe Neymar, bă, băiatul. Deci dacă văd ăștia de la... Și țigănașul. Hai, tată! Ah, da. E greu, nu? E un pic cu băieții ăștia. Atenție! Atenție! Out. Nu, 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 nu. N-am vrut să fac asta. Nu cred. Contra-atac. Ce facem, mă, copii, mă? Și nu îmi spune, favorita ta din Champions League acum este City. Da. Mama, ia, trei goluri las de la fel. De ce îți place City? Sunt curios. Păi îmi aduce un pic aminte de Barcelona aia veche, al lui Guardiola, da? Și Haaland, care îmi place de Haaland foarte, foarte mult. Deși tu ești de părere că Haaland o să fie cel mai mare și cel mai tare din istorie. Citeam ceva, nu știu dacă e adevărat, că na, pe internet se și minte mult. Niște jucători fenomenali, Haaland și ăsta al meu de acum, și Mbappe, care împreună, într-un an calendaristic, au dat împreună 82 de goluri. Messi în 2012, 91, nu? 91 de goluri, da. De unul singur. Adică, sigur, eu nu spun că cum îl cheamă? Bă! Nu, cum de mai repede. Eu nu spun că Haaland, sigur, este un mega fotbalist, va ajunge foarte mare, da, mașinărie. Dar eu nu cred că va mai exista în fotbalul de acum încolo ceva similar cu perioada în care Messi și Ronaldo făceau istorie la Real și la Barça și dădeau 80-90 de goluri pe sezon. Și eu sunt de aceeași părere cu tine. Messi cred că e cel mai mare în istorie. Așa. Dar nici Ronaldo nu e de lăsat la o parte, na, bineînțeles. Cum mai spus, și Haaland și Mbappé vor fi foarte mari, dar nu știu dacă la același nivel ca Messi și Ronaldo. Și nu știu, poate sunt eu, că știi că pe măsură ce înaintezi în vârstă, rămâi și ancorat. Bine, tu n-ai de unde să știi că ai 18 ani. Rămâi ancorat în chestii din trecut care te-au impresionat, în general în perioada tinereții. Dar chiar și cu ăștia doi fiind super mari fotbaliști și așa mai departe, ești Gigi. Nu, 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 nu! Bravo! Mie nu mi se pare că, ok, sunt mașinării de goluri, dar mie nu mi se pare atât de spectaculoși, adică îl preferam, toată lumea spune că, domne, că Ronaldinho, da, el a avut două sezoane, prefer alea două sezoane Ronaldinho, hei! Toți vă contrag. Și stai să vezi că pentru ce ți-am pregătit Botoșani o echipă bună. Stai să vezi cu cine vei juca de acum încolo. Să fiu sincer, Mbappé mi se pare spectaculos, chiar e foarte spectaculos. Ok, este spectaculos, dar eu nu l-aș da pe Ronaldinho în toiul carierei pentru Mbappé, da. În prime, cum șoptește Ianuș, și pentru Mbappé niciodată. Pentru că ce a făcut Ronaldinho la Barcelona în perioada lui de glorie, eu nu cred, adică nici Messi n-a fost atât de spectaculos. Mie mi se pare că ăla a fost momentul maxim de spectacol al fotbalului în toată istoria lui la nivel înalt. Ce se întâmplă? Pe că ați dau așa niște detalii din interior. Așa? Tata, eu eram mai mic așa și tata stătea așa în canapea, se uita la telefon. Așa. Și râdea cu lacrimi la ce făcea Ronaldinho. Serios? Da, jur. Iată. Și mă întream de ce râzi? Și vedea cum îi dribla pe aia, înșira pe acolo și am văzut, mai știu, un gol al Ronaldinho, înșira câțiva așa. Și când se dea la poartă, bară gol direct. Nu știu, cred că debutul a fost sau ceva de genul. Știu. Da. A fost un șut de la distanță? Da, de la distanță, bară gol. Bară gol, dacă o zară gol sau lacrimi. Ceva de genul ăsta. Da, da, absolut, absolut fenomenal. Accidentarea lui cui? Ianuși? Nu știu să-i pronunț, Caiondo, nu știu să-i pronunț numele. Marez, știi ceva despre ce a încă nu, încă nu. Nu, nu e ceva grav, sigur. Nu e nimic a fost grav, cramp pe ceva, da, nu, ca sigur. Sigur, nu o să deschid subiectul cu Atanas, pentru că e colegul lui, dar o să se supere și lumea de aici pe mine. Însă... te fuzi, bă, dau un gol, nu dau și eu. Să nu mă lași.
Nu. Că îți dau pe bune. Sigur. Acum eu vorbesc cu... Nu intră, eram sigur. M-am blocat un pic pentru că a fost un loc. Nu, hei. Dar ne știi că e greu. E greu? Cu băieții ăștia. Da, mă. În Columbia nu au PlayStation. Scutoriul le cere schimbare. Că nu mai... Ce bun a fost aia. Ce bune sunt astea. Sunt foarte bune comentarii. Eu de multe ori v-am spus că... Ce se întâmplă pe ecran? A spus-o voi la... Sau... Asta dacă e glumă, că da, nu te regăsești. Am înțeles, deși voi faceți mișto de mine. Bloc. Ce ziceam? Că mi-a pierdut și ideea. Nu mai știu ce ziceam. Că nu o să deschizi subiectul. Ah, da, sigur, risipă de efort, implicare, dar mi se pare că, și să știi că nu te implic în discuție pentru că e, nu e normal, vorbesc acum cu oamenii, un pic rudimentar din punct de vedere, e cam cum sunt eu la FIFA acum, ca să fiu un pic răutăcios, dar da, probabil că multă lume a fost impresionată și pe bună dreptate de risipa de efort și de implicare. Op. Nu, n-avea cum să fie. Faza e că eu dacă mă concentrez un pic, dau golul ăsta acum. E gros. Haide Neymar. Haide Neymar. Haide Can. Haide Can după el. Spectacol. Dar lasă reluarea să se vadă. Ia-mi și full screen, te rog. Să vezi când s-a dat drumul la putere, când m-am concentrat un pic, să vezi ce s-a întâmplat. Dar ai rupt cercul un pic, că ți-a dat pe roșu. Nici nu știu pe ce am apăsat, sincer să fiu. Hai mă, arată golul. Reluarea DigiSport, doamnelor și domnilor. Pătrundere. Eu nu dau goluri, dacă dau goluri. Bine, deci am foarte mulți fani, să știi. Da. Începe remontada, doamnelor și domnilor. Acum trag eu de timp. A fost ideea lui Atana să punem meciul la cât l-am pus, la 4 minute, da. Repriza. Pentru că se aștepta probabil să joace cu FC Botoșan și eu cu Paris Saint-Germain. Și în momente de genul ăsta în care eu caut revenirea. Vezi, Ianu, și nu e bine. Eu trebuie să fiu concentrat dacă vrei rezultate de la mine. Nu poți să mă pui să vorbesc, să țin emisiune și să îl și bat. Îmi pare rău, dar așa se joacă. Se joacă bărbătește. Da, dă-mi întrebările de la Formula 1 să-i le pun la Tănaz. De toți colegii tăi de la Steaua. Bine, nu prea aveți voi deplasări externe, dacă ați avea. Pe cine îl vezi cel mai suspect de a-și uita pașaportul acasă, se trăiește la aeroport? Cine e cel mai... Chiar nu știu ce să zic. Cred că Lică Mihăiescu. Îl văd eu așa, nu da? Știu, mai... mai... Unde? Că pare foarte, foarte responsabil și foarte... Na, așa, superficial. Văzându-l, că eu nu-l cunosc. Zi, Ianu, și următoarea întrebare de la Formula 1. Ieși! Don. Cine e cel mai probabil că atunci când se face masă cu echipa să zică, atenție, plătesc eu? Popică. Păi normal, Popică care are bani. Nu. Pe Popică, chiar văd pe Popică așa. Da? E băiat de treabă din punctul de vedere? Am mai auzit că a mai făcut niște gesturi frumoase din pe care n-a vrut să le facă public. Dacă ar trebui să faci o petrecere și să alegi un DJ, din rândul celor din vestiar, pe cine crezi că s-ar potrivi? Balgiu. Ok. Și cu Vali Bărbulescu. Vali, eu îl puneam pe Vali. Vali Bărbulescu? Mă, nu ești un DJ Vali Bărbulescu? De pe vremea noastră, Ianuși. Deși cred că și tu ești mai mic decât mine. Câți ani ai, Ianuși? 32. Țigănașul. Face 5-1. Hai de capul meu. Așa. Serios? Tu chiar vrei să pun întrebarea asta? Știți ce m-a pus Ianu și să întreb? Și mi-a răpit și 20 de secunde din viață.
Deci întrebarea lui Ianu și care s-a uitat la ala cu Formula 1 și a zis în felul următor. Să întreb pe Atanas care este jucătorul cel mai susceptibil a-și încălca New Year's Resolutions, cum se numesc chestiile aia pe care ți le pui singur la început de an. Ce, de unde ar putea să spună Atanas chestia asta? De unde ar putea să știe chestia asta? Acolo la Formula 1 sunt 20 de inși de o veșnicie, se cunosc toți între ei, știu și obiceiurile sanitare și mișcă. Din Lotus Stelle în momentul de față, pe care îl vezi cu cel mai mare potențial de a deveni influencer în social media? Cred că și eu. Mă înscriu acolo. Te înscrii, te bagi, fac colegii mișto de mine, că de fiecare dată când așa? Am dat și goluri și în amicale și așa. Ai pus poze. Imediat ce ajungeam în vestiar, puneam postarea de la AS47 cu golul. Și ziceam, nu se poate. De-abia ai ajuns în vestiar. Cum e posibil? Pe cine îl vezi? Pe care dintre colegii tăi îl vezi ca fiind cel care plânge la un film din ăsta, de tipul Titanic? Mai sensibil, așa. Cine pare mai sensibil? Nu știu, nu prea am văzut așa... nu prea am văzut... Să mă pune asta dacă, pe SPR2? Nu, dacă vrei să fac schimbat. Ah, ok. Nu prea am văzut că sunt sensibili așa mulți. Cred că ei m-au văzut pe mine că sunt eu mai sensibil. Ah, da? Da, da, da. M-au văzut în unele postaze mai sensibil așa. Cred că tot eu aici. Și aici la 6-1. Deci m-a bătut cu Botoșan mai rău decât m-a bătut cu City. Cu City. Incredibil. Mai la, da, mai la drupe. Bine, nu, și vezi ce înseamnă dacă m-ai pus să pun întrebări? Mi-a pierdut concentrarea. Cum am zis, lasă-mă în pace să mă concentrez. Noua regulă. Se face masiv mișto de abilitățile mele pe chat. Noua regulă. Un gol scutariu la 5 Atanas. Mai lat poate să facă. Da, știu, o să-l pun să facă și lucrul ăsta. O să-i interzic, dar mai las puțin să se bucure să joace FIFA. Da, da, da. Deci la sensibilitate zici că... Tot eu, da. Totul. Mai avem Ianu și de la Formula 1? E popică, clar. Dacă e să alegi pe cineva pe care îl vezi luând amenzi de viteză, la felul în care conduce, da, popică, da, nu? Da, da. Adi Popa a fost cel care a plecat de aici atunci după emisiunea noastră și cu mașina de se auzea în tot complexul. Nu știu ce mașină are, că era întuneric. Un Audi, parcă. Dar nu e un Audi normal, ce are Adi Popa nu e, că am mai văzut Audiuri pe stradă. Se aude de spui că ești la Formula 1 pe Nürburgring? Da, da, se aude, se aude. Uh-huh. Da, și pe Popică îl văd și eu. Atenție, lasă-mă să citesc, dă tu din nou să facem un match. Tot așa, cu o echipă. Un nou match, alegeți echipa pentru Atanas și nu alegeți echipe bune. Marcele, mă așteptam să-l antrenez pe om înainte. Scutariu a luat manita, numai câte 5 îți dă. Poți să lași maneta jos, nu se întâmplă nimic. Vai de mine. Uite-mă, Scutariu e câștigătorul moral. Dar și la cât de frumos a fost golul, se corect, pune că toate 5. Corect. Adevărul este că a fost foarte bun. Toată lumea se votează masiv să joci cu Silkeborg, dar nu se intră în jocul lor. O echipă din ultima ligă din Anglia. Pe câte ligi are Anglia? Ia arată. Să vedem. Mioveni, Zimbru, Chișinău, cred că e Zimbru, Chișinău. E până la Liga 4, în League 2. Alegeți la plăcere din League 2. Mamă, toate au o stea. Hai să păci centrările alea, asta e tactica lui Pițurcă. Super, bă, băiatule, îmi pare rău că nu putem să... Putem să punem toate comentariile? Nu, că se poate să mai și înjură, nu putem să le punem pe ecran. Joc periculos, ce caută cu gheata în capul lui Ceroi. Super, foarfeca secolului, si. Gol deosebit de agravant. Și în momentul golului a fost... Oplim pe aici, nu știu pe cine să aleg. Mare spectacol. Alegeți o echipă de acolo. Ia să schimbăm și noi. Ce poate să-i mai rău decât Botoșan, zic? Toncaster. Nu, lasă-mă, Ianu, și cu din astea, că e echilibrat. Eu o să joc în felul următor, deci ți-ai ales Doncaster. Da. Eu o să-mi iau echipa mea preferată din străinătate și anume Pauk. Se joacă negru, joci în aia sau... Joc în ăsta, da. Joci în ăsta, haide. Dar n-au un mijlocaș ceva care îl vrea Milan, Pauk? Pe puști? Da, un pe puști, da, da. Da, da, da. Și a prelungit contractul, tocmai se pregătesc de vânzare și i-au prelungit contractul pe 5 ani de zile, ca să fie sigur, sigur că nu... Zi, nu-l pierd gratis, da. Da, da, da.
Tu cât ai contract cu Craiova? Cu Craiova? Da. A, mai sunat pe încă 5 ani. A, ești, ești acolo. Pe viață. Ești produs de export, exact. Ar trebui să nu fie, adică sigur nu o să fie rău, pentru că în ultimii ani Craiova a vândut și a vândut bine. Da, da. Adică... Și o să mai fie unii jucători, un jucător talentat și la echipa a doua. Ce să schimbăm aici? Băgăm pe Schwab, deși asta nu-i poziția lui, Vierinha, capitanul nostru. Hai că am fundat central bun pe viteză așa. Biseșvar, ce caută la ea? Biseșvar, Zivković. Hai să jucăm așa. Gate 4, îl vrem pe Ionuț Chirilă, comentator. Păi o să zic eu de pe acum, Ianuși, că o să-mi spun Anglia, fii atent. În ce campionat visezi să joci, dacă ar fi după tine? Cum ai spus tu? De ce Anglia? Sunt curios. Pentru că e un campionat care... Îți place atmosfera? Da, atmosfera. Chiar am fost de curând la un meci din Premier League. La ce meci? La City cu Everton. Ok. Și n-aveai loc să arunci un ac. Asta da, cu asta sunt așa. De acord. Și nu e un campionat care se bazează foarte mult pe tehnică, l-ai văzut și pe Haaland, că nu e un jucător foarte tehnic, doar că te ajută fizicul. Acolo. Și pe tine te ajută fizicul. Da. Mai e și Bundesliga, care la fel... Mi-e place foarte mult Bundesliga. Da, da, a crescut foarte mult în ultimii ani. Și dacă nu... Of. Și dacă mă pui să aleg... A, sigur, dacă joacă, nu știu, Liverpool cu United, probabil o să mă uit la Liverpool United. Dar la un meci între Villa cu... Southampton. Exact, sau cu Leeds. Și un meci de aceeași magnitudine în Germania, de fiecare dată aleg Germania. Și nu știu să explic de ce, dar mă face să mă simt bine fotbalul din Germania, chiar și la un nivel din ăsta mai micuț, mai scăzut, da. Modele de atacanți? Sunt, da, am câțiva, cum am zis, și Haaland și Vlahovic, îmi place foarte mult. Ok. Vrem arbitrii străini. Da. Așa, scuză-mă, zi. Și din Liga 1 nu am. Nu ai nu, din Liga 1. La alte sporturi te uiți? Mă uit la tenis de când. Place foarte mult. Da, mi-am uitat și acum când am fost în cantonament la Australian Open. Ok. Ești Djokoviciar? Da, și mi-a place și Djokovic și Nick Kyrgios, chiar dacă n-am jucat acum la... Ok. Sunt câțiva jucători foarte buni. Federer, da. Regele, suprem, da, pe viață? Da, da, cred că da. Sportul cu motor, nu? Nu, nu. Nu te uiți la Formula 1? Nu, că nu-l înțeleg, nu știu. Nu... Cum să înțelegi Formula 1? Că-i nu simplu. Știu, da, nu m-am uitat, nu m-am pasionat. Aha. Dar nu ești... ai zis că ai 18 ani, ai permis? Nu, n-am permis. Și încă nu... Trag mult, mulți colegi trag de mine să iau permisul. E gol. Atenție! Atenție! Eu când dau goluri, tată! Spectaculoase! Dau goluri spectaculoase! Bucurie foarte multă! Da, e... colegii trag de tine, de ce? Trebuie să ducă cineva cu mașina prea des și s-a săturat? Da, da. Bustea, bustea. Că stăm în bloc, să zic așa. A, deci e șoferul tău și probabil zice să-ți iei permis ca să scape de tine. Da, ca să... A, mă, să-mi iau și eu, să dau și eu cafeluța frumos. Cum de nu... N-ai dat... Sau ai dat ce ai picat? Nu, n-am dat, nici n-am făcut școala, n-am făcut nimic. Nu pot să cred că nu te... N-ai cum să ai 18 ani să nu te pasioneze masiv. N-am ținut morții, să zic așa. Ah, ok. Doamne. Avem portar, tată, noi la PAOK. Avem mare putere. Ce gol dă Scutariu. Eu când v-am spus... Nu! Nu! Oricum după emisiune o să lansez fel de fel de zvonuri, cum că băi, a venit Atanas în emisiune, n-am vrut să-l bat rău, l-am lăsat. Dar ați văzut când am dat drumul la putere, ați văzut ce goluri dau, adică eu asta pot de fapt. Dar n-ai vrut să arăți. Dar n-am vrut să arăt, nu pot să vină invitatul la... Poate să vină invitatul la emisiune și să-l bat atât de rău. Fotbalul șampanie, ce bună e asta, fotbal, pe asta o să o fur, fotbalul șampanie. Rotară, nu rotară. A, da? Da, 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 de la el vine, da. Nu știam. Și atenție, se dă drumul la contraatac Zivković. Ai de capul nostru, Zivković. Mamă, dar greu se mișcă toată față de ăștia cu care am jucat până acum. Da, normal.
Dacă joc, mă înțelegi bine cu Botoșani. Dacă joc cu Botoșani... Bă, dacă erau tragic. Câte steluțe aveau ăștia? O stea jumate ăștia, domnul. Și Botoșani? Tu la fel? Da. O stea jumate? A, deci ești practic cu Botoșani în Anglia. Scutariu are tactica lui Cătălin Moroșan, tehnica lui Cătălin Moroșan, așa scris unul acolo. Foarte răutăcioasă lumea! S-a plecat cu Zivković. Mamă, dar ce viteză! Am obținut maximum din această fază. Bă, nu acolo. Ce m-am făcut? Nu, mă, ce ai mai jucat vreodată așa? N-ai mai jucat niciodată cu asemenea adversari. Deci... Așa. Dacă apăs pe toate butoanele, intră patronul Pau cu pistolul, cu pistolul pe teren. Nu știu dacă ai văzut faza aia. Da, știu ceva așa, da. Asta am vrut să-l întreb și eu. A întrebat cineva la comentarii? Citești presa? Da, o citesc. Recunosc că... Mint fotbaliștii care spun că nu citesc presa? Eu zic că da, mai mult ca sigur. N-ai cum să nu citești, nu? Nu, e imposibil să nu citești. De undeva tot îți apare un articol, ceva și n-ai cum să nu intri pe el să-l citești. Îți trimit prieteni, cunoștințe, rude, chiar dacă nu dai tu de el. Mă, stai accidentat al meu? Da, 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 își revine. Își revine. Până după pauză. Te demoralizează că, bine, nu cred că s-a scris ceva de rău de tine până acum, nu? S-a scris ceva de rău? A, nu. Ai citit ceva despre tine ce nu ți-a convenit? Să zic că articole ceva, da. Nu, dar a mai fost, dai seama, comentarii. Te uiți și la comentarii? M-am mai uit din când în când, dar atunci când nu vreau să mă demoralizeze, nu. Păi, eu ți-aș propune, recomanda să nu te uiți deloc. Nu, nu, nu. Nu, ce face? De ce dă cu foarte? Așa a fost el, nu? Iar nu, și mi s-a botat ăsta, mă? Da, la comentarii nu ți-aș recomanda neapărat, pentru că este Zambia. Da, e... E groaznic, dar eu n-am fost niciodată, pe lângă faptul că nu i-am crezut pe fotbaliștii care spuneau că ei nu citesc presa, nici n-am fost de acord neapărat cu asta, adică... Atenție! Nu, cum ți-am zis, e imposibil. Cei care ți-au zis așa, nu, sigur, mint sau... Dar fiind faptul că tu ai și pedigrica, să spunem așa, bănuiesc că știe toată lumea deja din ce familie de fotbaliști vii! Da, mă! Remontada! Fac oamenii mei de la Pau, de rest. Dat fiind faptul că vii dintr-o familie celebră în fotbalul românesc, ai avut parte de chestiile astea neplăcute cu presa, nu știu, de... Să te urmărească fotograf de paparazzi, chestii de genul ăsta n-ai avut? Dar știi că o să fie cazul, nu? Da, pe măsură ce înaintezi în fotbal și pe măsură ce o să devii din ce în ce mai cunoscut, mai așa? Da, da, da. Exact. Știu că... Până la urmă, adică stai puțin, că nu... Când te apuci de fotbal, te aștepți la... Da, ți-asum lucrurile astea și te aștepți la orice. O să apară articole despre ce mașină și-a luat tata în strică după ce ți-ai permis. O să apară articole despre prietena ta. O să apară poze, că am văzut că asta e o nouă modă. Adică eu înțeleg de ce se face lucrul ăsta. Foul! De ce? Foul, mă! Ce a fost, pauză? Da. Ai 2-1? Da. Da, o să apară și lucruri de genul ăsta. Auzi, foarte multă lume care întreabă despre sentimentele pe care tatăl tău le mai are față de Steaua în momentul de față. Și foarte greu să se, mai ales că antrenează o echipă din același eșalon. Da. Eșalon. Și... Eu zic că el încă e stelist 100%. Așa. Chiar și eu sunt surprins de ce lucruri nu spune despre clubul Steaua. Uh-huh. Deci încă sunt surprins. Și atunci când a trebuit să vin aici, ce mi-a spus a fost... M-a lăsat așa în mască, nu, parcă nu mă așteptam să zic că el unul ca asta. Da. Așa să zic că lucruri despre Craiova, că acolo a făcut istorie, să zic așa, mai mult. Și la CFR, dar cum mi-a vorbit despre Steaua, chiar a rămas șocat. Da, bă, l-a informat, adică bănuiesc că n-a avea cum să afle înainte ta că te vrea Steaua. L-ai sunat la modul, i-a zis tata, să mă duc, să nu mă duc. I-am spus atunci când
A fost domnul Daniel da. La meci când am jucat la echipa a doua universității. Și nici avea să s-ar putea să te urmărească, nu știu ce. Și după ce după aceea, na, m-am sfătuit un pic cu el. Și am ajuns la cea mai bună variantă. Da. Scutariule, te lucrează ăștia? A, nu, te lucrează Atanase, l-are pe Mihăiescu și bagă alunecări. Vezi că ți-au dat joystick de PS4, de-aia nu dai goluri. Băi copii, voi vedeți ce goluri dau eu când dau goluri? Nu știu cine a zis că preferă să ia bătaie, dar să dea goluri frumoase. Tot așa, un din ăsta mai... A, serios? Cum mă? Gata? Nu pot să cred așa ceva. Păi trebuie să-l bat. Nu meciul ăsta, Ianu, și meciul ăsta și încă unul. Măcar o repriză. Păi eu nu știu să bat penaltiuri. Nu! Nu! Offside! Bă, dar nu se poate cât arată. A, bă, băieții mei, băi. Răzvan Lucescu. Gol. Miller. Ce bine începusem. Ce măcel, uriaș. Doamne, cum sare. Tactica lui Victor Pițurcă, dar ăștia ai mei nu pot să mai alerge. Eu am așa cu centări. Meciul ăsta mai mult. Pe Anglia, trebuie să joci. Hai, tată, cu deposedările. Mai bine și. Mai bine și. M-am uitat la Asia Express o secundă și am întors-o Atanas. Nu o să-l pun să compare galeriile, că n-ar fi fair play din partea noastră. Ai jucat ca niciodată și ai pierdut ca întotdeauna. Naționala? Îmi spunea Ianu și ceva înainte de emisiune, că ești acolo la... A, da, și eu și Dincă. Am fost suntem pe lista preliminară pentru turul de elită. Lista preliminară? Da, da. Okay. La fiecare și lot acum. Să... Da, ne așteptăm. Am fost și la calificările precedente cu Austria, Letonia și Lituania. Da, da, da. Am făcut o figură frumoasă atunci amândoi. El a apărat toate meciurile, a apărat incredibil și eu am reușit la ultimul meci să dau o pasă de gol. Ne așteptăm să fim și acum la acest tur de elită și sperăm să facem o figură cât mai frumoasă, chiar dacă avem o grupă foarte grea. Avem cu Franța, cu Irlanda de Nord și cu Norvegia. Oh. Da, și jucăm și în Franța la ei. Oh. Hai, tată. Nu pot să cred. De vie, am și ghinion. Am și foarte mult ghinion. Ianu, și după asta să știi că vreau să mai jucăm o repriză. Ca să câștig acea repriză, pentru că o să o câștig și o să vedeți imediat de ce. Te fuz. Ce exterior. Dar l-a luat roșu, cred. L-am luat roșu, nu? Da. L-am luat roșu, da. Păi de asta îmi dai gol. Hai mă, tată, ăsta e accidentat, nici nu poate să alerge. Ai de capul meu. Ma. Asta e. Si. Ce vorbești, mă? Bate echipă de Liga 4. Au pus, bă, că băieții de la S47 un sondaj legat de meciul de la Timișoara, unde sper eu să fie o nouă deplasare de succes a galeriei. Nu mai duc eu la Salonic vreodată după emisiunea asta. Am la Doncaster. Vezi mai aici capul meu. Nu mă mai duc niciodată, gata. Da, duminică la Timișoara, avionul, hei, Ryanair-ul, hei, nu știam că, mamă, cum se mișcă asta acum,
Dar știi că eu am vrut să sar, dar n-am știu cum. Da. Nu cred că vă costă mai mult de 300 de lei avionul dus întors, dacă vreți să faceți deplasarea la Timișoara. Haide, tată. Ce-am făcut, mă? Spectacol, nu? Așa am vrut, îți dai seama. Am cornet, bun. Poate o să fie și frumos afară. Ai, și cu portarul, faci tour din astea cu mine, iau pe asta. Ce-am făcut? Nu mai merge, după ce s-a făcut update-ul, nu mai merge să dai gol din corner așa. Păi nu, că nu credeam că pot să fac așa ceva. Hai, mă, tată. Am dat vreodată Ianu și două goluri pe meci, că nu mai țin minte. N-am dat, nu? Ți-am dat două goluri? Niciodată. Faultă. Hai, Zivkovic! A, în Anglia. Te-ai dus în iuță ca în Anglia. Ce zice acolo Ianu și că nu pot să văd. Cred că e cel puțin un grec care mă dă în judecată după meciul ăsta. Ieși! Ieși! Nu ieși chiar așa. Mam. Nu știu dacă mă dă în judecată, dar v-am spus. Am și niște prieteni care mai urmăresc activitatea mea de pe Facebook, niște prieteni din Grecia și după meciul ăsta nu o să mă mai duc prea curând. Chiar voiam să mă duc la un meci al lui PAOK, după ce am avut bilete la Steaua Roșie cu Partizan de zilele trecute, de pe 3, vineri a fost. Dar s-au întâmplat niște chestii și n-am mai putut să ajung. Și am zis că mă duc la PAOK, dar după meciul ăsta... Dar vine acum acest gol! Mamă, ce viteză asta, nu? Ce-am făcut, mă, toată, mă? Aruncă. Foarte slab. Deci nu vreau să-mi imaginez acum câți băieți se uită și... Și zic că e risipă de PlayStation ce am făcut eu. Hai să mai jucăm o repriză, fii atent. Trebuie să joci cu un club de femei. Uităm. Ai mai jucat? Nu. Uite, joci acum. Păi da. Enmeș, fă tu astea ca să nu te... Eu mă mai uit pe... Așa, jucătorii merg... Dar chiar nu știu. Mergeți cu autocarul? Nu știi. Cu dacă autocarul. Cu autocarul mergeți. Vine, da. Ok. Un mesaj de așa. Îți dai și tu acolo la Women's. Așa. Și eu o să-mi aleg puterea noastră. Dă-i acolo la Women's. La Women's. Dă-i un pic în sus. Nu. Tu joci. Păi nu merge să joci altfel. Da, nu. Și ți-ai luat pe Arsenal? Nu, mă vedeam acum sau ceva. Ia-ți pe cine vrei tu. Hai să jucăm. Mai știu câteva fete de aici. Pe Alessia Rusu, la gol. Ok. Azi facem și echipă, dacă e bun Arsenal la femei Ianoși? 89-81? Da, da. Bă, ce din astea sunt? Ce calificative sunt mari? Bine, nu cred că au aceleași coordonate ca... Da, eu n-am ce să fac, oricum le știu. Eu oricum sunt obișnuit la FIFA, că jucam pe tastatură cu WASD și mă încurc astea, dar e ca în orice activitate, dacă n-ai antrenament, n-ai ce să faci. Plus că, v-am spus, eu joc de două ori pe an. Nu că îmi caut scuze neapărat, dar contează și asta. Adică, mamă! Și știu fetele. Mamă! Facem șturi cu domnișoarele! Atenție! 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 E gros. Atenție! Offside. Ianu, și îmi pare rău pentru tine, dar mă voi concentra. Mă voi concentra să dau acest gol! Mamă, sunt în corzi. ești în corzi? Nu mă regăsesc cu fetele. Non. Facem catenaccio. Ah! Și ai plecat, Alessia. Da, Alessia. Ce seriale vezi? Sau nu te uiți la seriale? M-am uitat la mai multe și la Prison Break și la Breaking. Le-ai văzut pe astea clasice? Da, astea clasice, așa, da. Ai jucat The Last of Us? Nu. Nu știi povestea cu serialul? Că nu. Am început un pic, dar când eram mai mic așa și nu mi-a plăcut. Nu ți-a plăcut? Nu.
Toată lumea se uită la Last of Us acum, e foarte la modă. Eu n-am jucat foarte multe jocuri de tipul ăsta. Însă din tot ce am jucat eu în toată viața mea, a fost cel mai bun joc de departe. Bine, faza e că îți mănâncă foarte mult timp, adică chiar trebuie să... Da, trebuie să-i dedici foarte mult. Băi, băiatule, ce-i cu viteza asta? Bravo, Ela! Nu-i nimic. Eu și ratez foarte mult, doamnelor și domnilor, cum răzbună ocazii. Vedea, da, și se răzbună ocazii, cum se zice în fotbal. Tată, fetelor! Uitați-vă cum a dat în minge! Adesia! Se vorbește foarte mult acum pe asta despre CFR. Ce e la CFR Clujeanu și de comentează lumea? Cu sepsi, bate, nu? Sepsi? Ia spune, că se comentează și nu cred că se comenta dacă era CFR în avantaj. 2-2? Minutul 76? Păi s-au încurcat toate. Da. Runda asta. Ok. Hai bine, așa zic. Nu dai gol din față de acolo, plecam acasă și mai ziceam bună seara. Ha, mă, tată, să salvăm onoarea, măi, fetelor, măi! Penalti ceva. Penalti. Acum se dă drumul. Acum se dă drumul la putere. Acum se dă drumul la putere! Acum! Trage! Bravo, așa. Mamă, cum s-a aruncat! Paris? Bă, nu pot să citesc asta pe post, Ianuș. Nu suntem noi la televizor ca să ne amendeze ce ne au. Dar totuși avem... joacă, auză, joacă Atanas cu femeile FIFA. Zici că vrea să le scoată la suc. Nu știu ce înseamnă asta, bă, nu știu, e de bine. Trebuie să fie de bine. Băi, Anuși, de acum încolo, dacă mai facem emisiunea asta cu FIFA, trebuie să luăm, frate, împrumut un PlayStation să mă joc și eu o săptămână înainte, să nu mă mai fac de râs! Groaznic! Nu acolo am vrut să dau! Golden opportunity for her. Frumos. Frumos. Dar nu la fel de frumos ca acest gol. Dar nu la fel de frumos ca această fază. Cum se joace Counter? Nu se mai joacă. Să nu se mai joacă lumea Counter de vârsta lui? Se mai joacă, dar nu. Da? Nu te joci? Nu. Dar în afară de FIFA mai bagi altceva sau nu? Mai joc și GTA. Ok. Mai sunt Rocket League, mai sunt. Nu știu ce înseamnă Rocket League. E un fel de fotbal cu mașini. Și poți să zbori, poți să e frumos. Și fora e mai jos. Pe telefon? Te joci? Nu, no. Nu te joci pe telefon. Hai, mă, fată, măi! Băi, la ce echipă joacă fata aia frumoasă, rău, blondă, celebră pe... La Aston Villa. La Aston Villa? Alessia Lehmann. Așa, da. Că parcă era prietena unui fotbalist. E chiar unuia de la Aston Villa, lui Douglas, da? Lewis, da. Și înainte de asta, ea avea o relație cu o colegă, fată, de ei, da. De la Chelsea, jucă la echipa națională. Era portar sau greșesc eu? Nu, era portar? Ceva mijlocaș. Nu pot să spun asta pe postul. Offset. Mă simt mai bine cu femeile. Mă rog, la FIFA și în general. Băi, uite, mă, vezi, dacă sunt într-o situație de stres, ia nu și că încep să spun prost. Dar e adevărat, e mult mai natural, parcă, fotbalul. Deși, acum sigur. Să opresc, să schimb subiectul, că s-ar putea să spun o prostie și mai mare. Ok, o să schimb. Da. Ia să te văd cu bastul, lovitură liberă cu fetele.
Mulțumesc foarte mult, Anakin, care tocmai a comentat, zici că joacă un bunic cu nepotul lui FIFA. Hai de cap, mă, ce groaznic. Păi și zi duc omul mișcăm tatu. Ce-am făcut? Ieși. Mai bine așa. Dar las câte unde sus, vezi? Bă, dar cum mă direct la ei? Aveam două jucătoare acolo. Hai, tatu. Hai, tatu. Na, te sus. Ma, vin cu direct. La Vila, ci că nu la USA. Nu, la Vila am zis. La Aston Vila. La Vila a zis. Sau, nu știu, nu. Da, la Vila, ci că ai spus, da. Da, nu știam de existență, adică nu mă uit la fotbal feminin. Da, ea a jucat și la USA. Instagram-ul. A jucat și la USA. Dar nu era la o echipă mai mare? Inițial, acum 2-3 ani? Nu, la USA. E sigur? Da, da. Ea nu și ea caută. Îți spun... Băi, nu e adevărat, nu e că știu că nu e cea mai talentată din lume sau ceva, dar parcă era la o echipă mai mare. Iau, intră Ianu și pe Wikipedia ei. E, te fus. Amă. Gata, asta a fost repriza. Atanas, mă declar înfrânt. Au zis băieții să, uite, premiul pentru câștigător, mie mi-au dat deja. Îți dau și ție un tricou cu Națiunea Stelită, sper să-ți vină, că nu știu ce mărime e. El ești? Da. Bă, și-au avut dreptate și am zis, bă, n-are cum să fie el, că e subțirel, dar e înalt. Bravo, felicitări, m-ai bătut foarte rău. A fost o plăcere să stăm de vorbă. Felicitări încă o dată din partea lumii Observ pentru golul pe care l-ai înscris. La cât mai multe, mai ales că vin un play-off interesant cu Dinamo, bănuiesc că-ți imagine și o să fie și în Ghegea și pe Arbitru sau unde să fie. Și da, poate ne revedem și cu alte ocazii. Mersi pentru prezență. Mulțumesc și eu. Ca de fiecare dată, sunt puțin derutat pentru că s-au schimbat camerele, dat fiind faptul că suntem într-un studio nou. Ca de fiecare dată, vă mulțumesc vouă pentru atenție. Mulțumesc și partenerului acestei emisiuni, Explorado.ro, site pe care puteți intra să faceți cumpărăturile. Mai ales, recomand eu, atunci când plănuiți o vacanță sau o drumeție, pentru că găsiți toate cele necesare. Vedeți acolo despre ce este vorba. Ne vedem luni cu noi informații, luni imediat după meciul Stelei de la Ripensia. Ultima etapă din sezonul regular. Urăsc această formulare, dar așa se spune, se pare în sezonul regulat. Da, cu un invitat nou și cu vești noi, sperăm noi cu vești bune. Mulțumesc pentru atenție. O seară bună!